Marius Runkauskas dă ora exactă la CSU Ploiești. Basketbalistul lituanian este jucătorul momentului la campioana României. Indiferent că joacă extremă sau conducător de joc, Runkauskas este cel mai eficient. El a reușit să fie cel mai bun marcator în ultimele 3 meciuri consecutive. În ultimul, dar primul al semifinalei cu Energia Târgu Jiu, lituanianul a marcat 25 de puncte și a dat 10 pase decisive, în timp ce Flowers a avut cele mai multe recuperări. De la Gorjeni, americanul Lewis Darby a marcat 16 puncte. Ploieștiul are 1-0 în semifinale după 82-76 aseară cu Energia. Partida a fost echilibrată tot timpul, nicio echipă nereușind să se desprinde la mai mult de 5 puncte. Finalul i-a aparținut totului Runkauskas, care și-a răsplătit publicul cu un ultim coș de la distanță. Astăzi se dispută și meciul 2, iar o nouă victorie i-ar apropia și mai mult pe ploieșteni de o nouă finală. În cealaltă semifinală, BC Mureș are o victorie după ce s-a impus în primul meci pe terenul Stelei.